Da, microfonul. Ce-am începe? Da, bună dimineața. Microfonul prinde. Aici, da. Bună dimineața, eu mă numesc Radu Marian, sunt deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea fracțiunii PAS. Astăzi sunt la Consiliul Municipal Chișinău ca să mă prezentăm împreună cu colegul Dumitru Ivanov, consilier municipal PAS, a unei inițiative, unui proiect de decizie care va fi util pentru cetățenii orașului. În 2019 eu am propus o inițiativă legislativă prin care ne-am propus să creăm un mecanism de petiționare colectivă. Petițiile rămân a fi una din cele mai populare și importante metode de implicare a cetățenilor în luarea deciziilor. Desigur, este un lucru când o singură petiție este adresată unei autorități centrale sau locale, însă este cu totul altceva când sute sau mii de oameni se alătură aceeași cauză, aceluiași subiect și cer acțiune din partea autorităților. Proiectul de lege pe care l-am înaintat atunci s-a inspirat din practica Marii Britanii, dar și din a multor altor țări în care există aceste petiții colective prin care oamenii cer acțiune din partea celor care conduc. Desigur, noi am vrea să vedem cum funcționează acest mecanism de petiționare colectivă la nivel local, în primul rând în Chișinău, să vedem ce funcționează mai bine, pentru ca mai apoi să-l ajustăm și să-l implementăm la nivel național în forma unui proiect de lege care se aplice în toată țara. Ne credem că acest mecanism de petiționare colectivă va responsabiliza și mai mult conducerea primăriei și, desigur, Consiliul Municipal Chișinău. O să las pe colegul meu, Dumitru Ivanov, să prezinte detaliile. Mulțumesc! Bună ziua! Deci, dacă să vorbim despre petiționare, noi am avut mai multe cazuri când cetățenii s-au adresat autorității publice locale și, din păcate, cererea lor, solicitările lor erau undeva pe primărie, sprafeau pe mesele unor funcționari publici. Dacă să vorbim despre ce s-a întâmplat recent, noi am avut și o petiție referitor la reluarea transportului public nocturn, unde au semnat peste 2000 de oameni și totul s-a limitat la o declarație a primarului la TV și mai mult nimic nu s-a întâmplat. Noi am avut programul de buget civil, unde au fost proiecte cu peste 1400 de semnături care au fost aruncate la gunoi de către Comisia de Evaluare a Proiectelor și doar în instanța fracțiunii PAS din Consiliul Municipal am avut și reacția autorităților care au spus că până la urmă să găsească finanță și ca să implementeze și restul proiectelor din cadrul programului de buget civil. Deci, dacă e să vorbim despre proiectul propriu zis de decizii care noi să-l propunem, deci scopul lui principal este ca să stimulăm implicarea mai activă a cetățenilor municipiului Chișinău în procesul de luare a deciziilor la nivel local și să le oferim un mecanism în plus pentru ca să contribuie la îmbunătățirea vieții în municipiul Chișinău. Pe de o parte și pe cealaltă parte, noi dorim să responsabilizăm și consilierii municipali, pentru că e una când este un cetățean cu o problemă sau un consilier care consideră că asta e o problemă și cu totul altceva, când sunt peste 100, 200 sau mai mult, chiar câteva mii de cetățeni care semnalează o problemă anume. Dacă să vorbim despre procesul propriu-zis care noi îl propunem, asta e, noi să definim partea asta de petiții care să aibă peste 1000 de semnături, deci noi oamenii se poate asocia în grupuri de minim 5 persoane, astăzi spun la dispoziție 60 de zile și dacă ei în 60 zile reușesc să strângă 1000 semnături la o problemă sau alta, noi insistăm ca această problemă să fie pusă pe masa Consiliului Municipal și să fie dezbătută la Consiliul Municipal. Deci cam acesta ar fi mecanismul propus pentru acest proces. Dacă îi să luăm ca exemplu și alte orașe, pentru că noi vedem că în regiuni sunt multe orașe care implementează un asemenea mecanism alternativ de implicare cetățenilor, noi avem și orașul Lviv, în Ucraina, unde cetățenii care au diverse probleme referitor la gestionarea treburilor orașului, ei pot să depună, să înregistrez grup inițiativă, depun petiția, se face colectarea propriu-zisă de susținători acestei petiții, iar toate petițiile care au număr de semnături, ele sunt dezbătute în Consiliul Municipal din orașul Lviv.
Și după discuțiile cu reprezentanții autorității publice locale de acolo, nu mi s-a comunicat că este un mecanism destul de util și oamenii din Lviv, într-adevăr, contribuie real la gestionarea banului public și la gestionarea treburilor din municipiul Lviv. Pe de-o parte, și consilierii municipali de acolo cunosc mai bine ce se întâmplă în cadrul orașului și ce probleme trebuie prioritizate comparativ cu altele. Dacă ceea ce să iei mai departe, noi neapărat astăzi supunem consultărilor publice acest proiect de decizie, noi așteptăm opinii, păreri de referitor la îmbunătățirea acestui proiect de la cetățenii municipiului Chișinău, pentru că asta e un proiect în susținerea lor. Și ulterior, după finalizarea consultărilor, noi să facem și o dezbatere publică, să definitivăm proiectul și să-l supunem la vot în Consiliul Municipal. Mizăm foarte mult pe susținerea restului consilierilor municipali, ca cetățenii să mai aibă încă o dată un mecanism clar, veritabil, de contribuire la viața orașului Chișinău. Și sperăm foarte mult că ați ieși un interes părit la acest proiect în care oamenii să mobilizeze și să vină cu multe proiecte bune pentru oraș. Cel puțin am văzut că interesul părit a oamenilor la gestionarea banului public în cadrul proiectului de buget civil, unde am avut mai multe proiecte interesante pentru oraș. Deci noi vă mulțumim și vă dorim o zi frumoasă!